Salutare toată lumea și bine v-am găsit la un episod. Ghiciți ce mi-am luat șocon de CSGO de Crăciun, pentru că mi-a făcut mama cadou, glumeam. Am făcut și o rost de 150 de lei, mi-am luat un cont de CSGO. Bine, are toate CS-urile, să vedeți. Am toate CS-urile, ăsta e noul meu cont de Steam, poză cu o albinuță, cu o pălărie, mă rog. O să revin în comunitatea CSGO-ului. Da-mă ce încălzit sunt pentru chestia asta, mă rog, nu sunt prea încălzit pentru că știți că eu mă lăsasem, că eram foarte nervos, hai să jucăm și noi Arms Race, să ne facem rank 2, pentru că rank 2 trebuie să avem, mă rog, am ofticat un pic, am zis frate aici, punct, nu mai joc așa ceva, dar am zis, de ce nu, de ce n-aș mai juca? Pentru că joc de foarte mult timp și frate merită. Hai să continuăm, hai. Deci o să jucăm CSGO, revine seria pe canal. Nu știu exact în câte zile. Intrăm aici. Nu știu exact în câte zile ar putea să revină. Aha, ce nervos sunt. Nu știu, ai, mama mia, pizzeria, cum se aude. Lmao, nu mai știu setările. Ok, ea a fost setări, noi am țintă, nu am de tot. Ma, contul ăla aveți, știți și voi că mi l-am vândut. Uai, Lmao, închideți microfonul, boss. Na, asta e cea mai rapidă cale de a face rang 2. Așa că o să joc, o să mă antrenez și o să încep seria de CSGO din nou. Pentru că știu că v-a plăcut dintotdeauna, nu știu că exact cât o să trebuiască să joc. O să vă las link-ul de la profilul de Steam în descriere, ca să dați și voi adăugare. Mi-am luat direct de pe Steam pentru că să bag iară 5 euro pe lângă, arunc atâția bani. Wow! Mamă, bă! Și să nu mai bag atâția bani, și aia mi-l iau direct de pe Steam pentru că e și oferta acum de Crăciun. S-au gândit ăștia și la mine așa de Crăciun să facă și mie o ofertă, că mi-am vândut eu contul vechi din fițe, că deci acum încolo niciodată nu mai vând contul vechi. Pentru că tot îți vine frate chepul ăla, bă, hai frate să joc și-o niște CSK, hai bă că a jucat atâta timp și tot îți vine cheful până la urmă. One tap bait. Bait, mate. Deja îmi revin reacțiile de... Revin reacțiile ultraviolente, ce drag. Alien 0.050. Așa e mai bine, parcă. Parcă e mai bine așa un pic, opa. Na, și eu o să revin, o să încerc să-mi fac toate bindurile înapoi, că mi le-am scos și chiar așa de nevoie, mi-am scos și bindurile de pe tasă. Ea, nu mai am niciun bind, mă, cu aia. Da, o să revin. Zilele astea mă antrenez, de Revelion face și un live, de Revelion, știi? Am zis, hai frate, începe și noi anul cu CSGO. Nu o să joc serios primele 10 meciuri ca să... Adică nu o să joc serios, nu mă înțelegeți, zic. O să încerc să joc cât de prost posibil, pentru că nu vreau să iau rang mare din 10 meciuri, pentru că știți și voi că... Dacă ei rang mare din 10 meciuri ai non-prime, eu prin martie 2017 pot să de-abia să joc prime. Adică prin martie 2017 mă refer că atunci pot să bag numărul de telefon pe cont, că na, probleme tehnice. Așa că practic nu putem deocamdată. O să filmez mai mult face-it până fac și o prime. Iar după aceea o să... Bine, montajele nu o să dispară, asta nu mă înțelegeți greșit, pentru că montajele nu o să dispară, deci montaje cu CS o să aveți pe canal, o să încerc, mi-am băgat așa Windows 7 acum, nu știu, mi-au zis unii prieteni, bă frate, bagă-ți Windows 7, e mai bun, bă, nu neapărat că e mai bun, dar părerea mea este că se mișcă mult mai rapid, că designul nu îi dă multe gena, mă rog, dar mi se pare că merge mult mai bine, adică, ia, cât am făcut frate, ia, am făcut ceva, ia, uite-l mă. Cred că asta e ceva, mă. Nu știu, frate. Am zis așa că mă reapuc de CS, vin și eu. Hai, mă, mai jucăm un pic, așa ca să nu... Ce mă costă? Nu știu ce costă. Ia, ce profil șmecher. Hai să mai jucăm încă una, să nu zic așa. Ah, bug bagger, nu vreau. Mă rog, mă duc bereme un pic să deschid geamul.
Mamă, urăz mapa asta, urăz, mamă, mamă, am belele cu mapa asta. Da, hai să zicem că totul e bine și frumos și să continuăm, ok? Nu vă îngrijorați, băieții, totul este bine. Mamă, au intrat ăla la mine, am înțeles, aoleu, altul la mine. Așa, așa, ți-a intrat și altă echipă, așa, vă mulțumesc. Nu, dar dacă suntem numai contrabuți, nu primești XP. Da, uite, mă, mai 5v5. Hai, mă! Să mai jucăm. Bă, mă, că merge bine Windows 7, adică am 400 de FPS. Eu vreau și 400 de FPS cu totul pe high, cred. Da, uite, totul pe high. Și, bine, totul pe maxim, pentru că ăsta, de exemplu, e maxim aici. Ăsta e maxim, ăsta e. Deci totul pe maxim, practic. Și am 3-400 de FPS. Pentru PC-ul meu, zic că e extrem de bine, adică doar... Na, mă rog. Bine, eu acum că e Windows-ul gol, dar când fac niște virus și cândva niște căcaturi în el, o să am de-abia 200, vă asigur, dar e bine așa la. Adică vă dați, am o să bag kill feed-urile, o să bag toate chestiile de edit pentru montaj, o să bag nu știu câte chestii, eu o să bag tralala. Și vă dați seama că o să umplu Windows-ul de prostii, dar hai să ne bucurăm de el așa, cât e. Fac și o rank 2, eu mă apuc să filmez, Doamne ajută. Bă, o să încerc să nu mai dau quit, gen, să nu mă mai enervez că au băgat ăștia update-uri de căcat, aia e. Na. Te mai enervezi, frate, când vezi că ai joci un joc de foarte mult timp și după aia... Na, ori îți iau vreoași pentru Griffin, cum am pățit de multe ori, știți videoclipurile de acum vreo 7-8 luni, când mi-am luat ovoraș pentru Griffin. Și nu e bine că la doilea ovoraș pentru Griffin ți-e permanent și că ei trebuie să facă update-uri de genul, că sunt mulți griffers și trebuie să facă și ei mai mulți bani. În loc să fac și eu un update ca lumea la Andicity, bagă să-ți iei ovoraș permanent din al doilea ban. Nice, foarte fain, Valve, mă bucur pentru update-ul acesta. L-așteptam de atâta timp, deci chiar... Chiar vreau, chiar mi-a citit gândurile, deci asta e frate, deci asta e comunitatea de CSGO și update-urile pe care Valve le aduce la playerii, Raul Gheberla. Raul Gheberla, ok, sunt o gheberlă băiețe. Wow! Oh, motherfucker! Oh, oh, ok. Și na. Mai știu, nici banii nu mai știu cu aia să fac. Că, puteți seama, îți dispare instinctele când apeși space-ul și alea. Te mușc, nu te mai mușc. Cât? 11... Nici nu mai știu să scriu, să-mi fac ziceară. Na. Uleu, unde s-a urcat băiatul? Uite-l pe ăla cum o pică. What the fuck? Ia uite-l pe băiat. Unde-i? Băi, eu nu știu race. Ah, le spawn-ul lor. Ok, hai să meream. Aoleu. Mâncați-aș gurița ta. Uite-l. Ohoho, te-ai dus băiatul. Rău de tot. Nu cred că o să mai fac eu rank-ul vechi înapoi, cred că niciodată nu o să-l mai fac. Cel mai probabil dacă o să stau și o să joc ca disperatul, că acum că e vacanță, dar nici așa, frate, nu până în ianuarie, până în 7 ianuarie, să fac ăla, never. Și nu de-aia, dar e destul de nasol că știi că, adică e ceva de genul... A, oricum ați văzut și voi că în Supreme, în Prime nu se joacă chiar așa de bine. E singura mea salvare să fac acum Prime-ul, rapid, pentru că am timp. Poate se gândește aia, dar vale, să ne dea ceva bonus. Da, oricum, frate, mamă, uite cum trag cu aia în mormată. Deci ați văzut chestia aia, cum am... Mai sunt stare, stare, ia. Uite, vezi și pe că nu mai sunt stare să trag, frate, ia. Deci mai sunt stare să trag, pur și simplu nu mai știu să trag, frate, nu mai pot, după un timp ți se duce, nu m-am antrenat, ia uite, de-abia omor pe ăștia. Și se duce, frate, nu mai pot să joci, pune-o, ia, ai, cum m-a luat, ești nebun. Na, și aia e, frate, termin și noi pe ăsta, mă duc și după aia să mai joc acolo niște arms race, să fac și o rank 2, că rank 2 trebuie acum pentru compe. Și o să continui seria asta, cred că acum, fix acum când fac rank 2, eu mâine o să aveți episod de CS, cred că, nu știu.
Nu e garantat, pentru că nu știu dacă o să mai am chef, că eu imediat vreau să mă culc, de-abia am ajuns și eu după... Ai, de capul meu m-am omorât, de-abia am ajuns și eu de la țară, m-am culcat la 7 azi dimineață, adică ieri, m-am culcat la 7, mamă, one tap la boss Stivișne, mă. Uite, uite de ce urăsc eu mapa asta, nu poți să dai un knife kill, frate, ia, uite, nu poți să dai un knife kill, pur și simplu, uite, acum mă ia ăsta, fie, mă ia ăsta, așa. O să stau, orică jumătate de oră din episodul, să iau un knife kill-ul ăsta. N-ai cum, frate, e foarte, foarte greu să iei knife kill. Să moară familia mea. Ia, doar dacă îl găsesc așa, pun-o pe jos, uite-l pe ăsta. A, ăsta e de la mine. Neamu-t-o. Bă, nu, lăsați-mă în pace, frate. N-au zis să mă lăsați și voi pe mine în pace? Aoleu, aoleu. Aaa, așa cum mă prind. Aaa, uite, uite, uite. Yes! Yes! Aaa, uite, am doar un meci de juca, bă. Dăm și noi un exit. Bă, sper că v-a plăcut, sper că o să vreți și voi să continuăm această serie. Ce să zic? Ne vedem data viitoare. Bye, bye.